pile, bonuri de combustibil, cupoane de cumpărături sau chiar unul din cele 7 Suzuki Swift. Practicar! Să sărbătorim împreună 3 ani de Honda Trading în România. Oferte aniversare unice, prețuri fixe în RON, taxa de poluare inclusă. Pentru multe alte surprize, vino la dealerul tău Honda. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Ora de Foc. A trecut focul din casa coaliției, cel puțin așa arată lucrurile după ședința în plena Parlamentului de ieri, când, știți cu toții, cabinetul Boc și-a asumat răspunderea pe cele 3 proiecte legislative. Acum se mută lucrurile acolo unde ar trebui să fie, adică în viața reală, unde cele 3 legi trebuie să-și producă efectele. Una dintre ele, extrem de importantă, este legea educației, care ar trebui să schimbe din temelii, nu-i așa, școala de tâmpiți, fabrica de șomeri și locul unde elevilor li se toarnă în cap cunoștințe cu ghiotura. Cel puțin acestea sunt 3 dintre caracterizările făcute de-a lungul timpului de politicienii români în legătură cu școala românească. Vom afla în această seară dacă pachetul adoptat ieri prin asumarea răspunderii guvernului produce reformă cu adevărat în sistemul de învățământ românesc. De asemenea, vom afla cum vor arăta examenele din acest an. Mă refer și la admiterea la liceu și la bacalaureat și la admiterea la facultate de la invitații noștri. Avem de la cine să obținem aceste informații, fiindcă în studio se află doamna Ecaterina Andronescu, ministrul Educației. Sărmâna, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnul Mircea Miclea a fost ministrul al Educației și președinte al Comisiei Prezidențiale care a elaborat pactul pentru educație. Bună seara, domnul Miclea, bine ați venit! De asemenea, în studio avem oameni din școală, oameni care vin de la catedră sau din băncile ei și oameni care privesc ceea ce se întâmplă în școală. Doamna Florina Rogulski, profesor de limba și literatura română la Școala Centrală. Bună seara! Să rămână, bine ați venit! De asemenea, alături de noi, doamna Zoe Petre, profesor universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea București. Să rămână, bine ați venit! Sunt alături de noi și reprezentanții părinților și a elevilor. Spun bună seara, domnule Mihai Lagună, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți din Preuniversitar. Vă mulțumim că ați venit. Elevul de clasa 12 o să ne spună despre examene, în primul rând, poate și despre celulare și ce s-a mai întâmplat prin clasele de liceu în perioada aceasta. Albert Craiu, elev clasa 12, cum spuneam, Colegiul Național Matei Basarab și președintele Consiliului Municipal al Elevilor. Bună seara, bine ați venit! De asemenea, ne bazăm ca întotdeauna pe sprijin Melaniei Mandas-Vergu, jurnalist gândul specializat în educație, după cum știți deja. Bună seara! Doamna ministru, puteți să ne confirmați că această lege nu-i va mai da nici președintelui Traian Băsescu, nici premierului Boc, nici oricărui alt politician și mai ales nici unui părinte de copil satisfacția de a pune astfel de etichete jignitoare la adresa școlii românești, cum am enumerat la început câteva dintre ele? Da, înainte de a încerca să dau un fel de răspuns la această problemă a dumneavoastră, pot să vă adresez și eu rugămintea să scoateți de pe ecran școala de tâmpiți. Și cu ce să o înlocuim, doamna ministru? Cu școala românească, dacă vreți, care este și bună și rea, și mai bună și mai puțin bună, dar în niciun caz, nu, eu personal vă mărturisesc că nu pot să accept această etichetă pusă pe tâmpla școlii românești. N-a fost și cred că nu o să fie niciodată școala caracterizată la modul general în felul acesta. Bun. Acum, întorcându-ne la lege... Repet, dacă această reformă legislativă, că deocamdată e doar o reformă legislativă pe o hârtie în număr mare de pagini, poate să schimbe ceva acolo, la catedră, în bănci și mai ales în viață, acolo unde ies... Cu siguranță da, dar nu doar legea prin simpla ei existență ca un act normativ, ci modul în care ea se modul în care ea ajunge să fie transpusă în realitatea școlii, în fiecare dintre capitolele, în fiecare din punctele care sunt prevăzute și slavă Sfântului sunt destule. Care ar trebui să fie?
Sunt câteva care sunt foarte importante. Sunt altele care nu sunt mai puțin importante, dar să spunem că nu sunt de aceeași dimensiune. Aș spune mai întâi că reforma curriculară este esențială, pentru că presupune o schimbare de conținut. Reforma aceasta presupune transformarea curriculumului din ceea ce este el acum într-un curriculum pe formarea de competențe. Sunt definite cele 8 competențe cheie pe care le-a definit și Comisia Europeană încă din 2004 și sigur că noi am transferat conținuturile pe formarea de competențe. Adică fiecare disciplină încearcă să facă altceva decât a făcut până acum, adică o acumulare de cunoștințe și să formeze o serie de competențe, pentru că cele 8 competențe cheie nu se formează prin câte o disciplină. Fiecare disciplină, practic, contribuie la formarea lor. Și sigur că reforma evaluării, reforma manualelor, reforma pregătirii, formării inițiale și formării continue a dascălilor, sunt foarte multe lucruri care contribuie la încercarea noastră de a da o altă imagine școlii românești. În câți ani, doamna ministru? Cred că lucrul acesta nu este posibil așa cum ne-am aștepta să transforme școala românească peste noapte. Asta pe măsură ce lucrurile se implementează, rezultatele se vor vedea de regulă. Doamna ministru, de 20 de ani așteptăm aceste rezultate, ne sunt promise de toți miniștrii, ni le-ați mai promis și dumneavoastră. Odată când ați mai fost ministru și tot nu l-am văzut. Aici sunt și nu sunt de acord cu dumneavoastră. În primul rând că o reformă în școală nu este, cum să vă spun, ca un demers pe care îl faci atunci când îți cumperi o haină nouă. Te duci în magazin, o iei, o îmbraci. Să știți că nici capitalismul nu se impune de pe o zi pe alta. Și el are nevoie de ceva timp. Și iată că s-a reușit. De acord. Dacă deci, în economie a reușit, în școală, de ce nu reușești tu? O schimbare care, până la urmă, ține de aceleași resorturi. Sunt mai multe răspunsuri. De schimbare de regim. Sunt mai multe răspunsuri major. La întrebarea dumneavoastră. Răspunsurile țin de faptul că la acest minister s-au perindat prea mulți miniștri. O scuză ieftină. Niciunul. Nu este o scuză ieftină. Da, e o scuză ieftină, doamna ministru. Îmi pare foarte rău. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă miniștrii respectiv s-ar fi perindat și în număr mare, dar aveau minima decență de a se ocupa de școală și nu de proprie imagine, nu conta numărul lor. Eu nu cred că miniștrii educației, cu mici excepții, au fost preocupați de imaginea școlii. Eu cel puțin nu mă regăsesc în această categorie. De imaginea personală, da, de acord. Și sigur că sunt foarte multe lucruri de spus. Poate că niciodată în acești ani n-am reușit să o luăm cu reforma de la intrarea în școală sau într-un sistem de educație, vorbim acum și de educația timpurie, și să avem răbdarea și tenacitatea de a urmări coerența acestor demersuri până la finalizarea ciclurilor de învățământ preuniversitar, cel puțin. Ca să nu vă propun să facem un tur scurt al tuturor invitaților, să vedem ce au reținut sau ce au înțeles sau ce au aflat că aduce ca schimbare acest proiect asumat de guvern în Parlament. Numai. Doamna profesor Zoie Petre? Da, înainte de a vă răspunde la această întrebare, dați-mi voie să întâmplă foarte rar. Eu propun să facem rar. Turul ăsta foarte da, scurt. Foarte rapid. Să vă spun, se întâmplă prea rar, ca să nu menționez, că sunt în mare măsură de acord cu doamna ministru Andronescu. Școala românească nu e o școală de tâmpiți. Care produce tâmpiți, a spus. Produce, orice școală produce și tâmpiți și oameni inteligenți. Școala românească nu produce mai mulți tâmpiți decât alte școli. Școala românească produce eventual un tip de cunoaștere mai arhaic. Dar și aici s-au întâmplat foarte multe lucruri încă din anii 93-94. Nu e treaba mea să-l laud pe colegul Liviu Maior, dar a făcut câteva lucruri, cum ar fi reforma manualelor la științele umaniste. Domnul ministru Marga a schimbat foarte multe. Nu spuneți că școala a stat încremenită corect, 20 corect. De ani în așteptarea primului ministru Bocă, nu e adevărat. În școală s-au schimbat fiecare multe. În fiecare an au fost, e adevărat, s-au schimbat multe, dar în fiecare an s-a promis această reformă și au fost... Asta e vina cui promite. Câte Melania Mandasbergu de inițiative legislative în domeniul educației? 160 ceva.
Pentru că inițiative, da, într-adevăr, au fost... Doamna profesor Rogal, aștept să mi ajung. Domnul Ursu, întrebarea dumneavoastră este legitimă și nu trebuie să o minimalizăm. Eu vă dau două răspunsuri. Nu știu în ce măsură miniștrii s-au preocupat de imaginea proprie, deși sigur s-au preocupat, dar nu asta e problema. Problema este că ei nu s-au continuat. De fiecare dată ministrul a luat-o de la capăt. Da. Noi avem acest complex adamic. Tocmai fiindcă a dorit să-și lege propriul nume de o altă reformă decât a predecesorului. Și totuși nu se putea spune că nimic din ce a făcut un predecesor nu era bun, deci n-a existat o continuitate. Și vă mai dau un răspuns pe care îl voi accentua atunci când îmi veți da cuvântul puțin mai amplu. Din păcate, profesorii de la catedră nu sunt partenerii Ministerului Educației în realizarea legilor educației. O spun acest lucru, observați că tonul meu este extrem de ferm. Nu o să exemplu, mai fiți iubită de colegii dumneavoastră. În acest moment, trebuie să vă spun că noi 7 luni de zile, doamna Andronescu, noi ne cunoaștem și o vă respect pe dumneavoastră. 7 luni de zile am așteptat să fim consultați, am fi putut să fim consultați. Anul școlar n-a început la 14 septembrie, ci la 1 septembrie. Profesorii vin la catedră la 1 septembrie și în primele 2 săptămâni am avut consfătuirile anuale pe specialități. Ne-am întâlnit și ne-am spus într-o formă organizată punctul de vedere. Chiar câțiva dintre noi am reușit, profesorii de română, după știința mea și cei de fizică, să trimitem niște amendamente, dar atât. Noi n-am fost consultați și n-am fost ascultați. Mi s-ar fi părut normal să fim întrebați de câte ori s-a încercat o asemenea reformă. Totuși, Ministerul Educației propune reformele, noi le punem în aplicare. Bun, și ca să răspundă aici și aș pe avea fond întrebării. Un amendament de făcut. Sigur, România are 258.000 de profesori. Este absolut imposibil să poți să te întâlnești cu toți și să-i consulți pe toți. Da, ministru, nu trebuie să vă întâlniți. Aceste... Există forme organizate prin care puteți afla părerile noastre. La acest pachet legislativ, la aceste legi, au lucrat profesorii, doamna Rogalski, și vreau să vă spun că din momentul în care a apărut primul document și până când și-a asumat guvernul acest document, eu am avut foarte multe dezbateri în țară cu 200-300 de profesori. Cred că în total la aceste dezbateri au fost peste 1200 de profesori. Ministru, suntem deci, peste 300.000 de oameni. Doamna, este adevărat. Profesoară, este adevărat. O lege a educației făcută de către profesori. Nu făcută. Deci, să fie parteneri de dialog profesorii, în adevăratul înțeles al cuvântului. Vă propun să ne întoarcem la fond. Da, lasă-mă, te rog, să-i dau totuși, să-mi spun un punct de vedere. Noastră, profesorii, puteți fi parteneri în ceea ce bine a spus doamna ministru, în a aplica reforma, în a face aceste și în a o gândi. Putem să și gândim reforma. Da, puteți reforma. Avea idei prin asociații, sigur că pe fond sunt de acord cu dumneavoastră, dar a emite acum pretenția că trebuia această lege să fie prelucrată în laboratoarele profesorilor, dați-mi voie să nu fiu de acord cu dumneavoastră și să vă spun și de ce. Pentru că dumneavoastră aveți competență foarte bună în a traduce această lege în viața de zi cu zi a școlii, în a face, a lucra la programele astea școlare, da? La curriculă foarte bine să puteți lucra și la manuale și la metodele didactice. Deci dumneavoastră aveți această expertiză. Eu nu spun că nu o puteți avea și pe legislație, dar strict de ceea ce ați spus, că trebuia o largă consultare populară. În general, eu sunt extrem de reacționez destul de... pentru că și așa mi se pare că s-a consultat prea mult și ne-am pierdut. Bun. De la... Poate că... Haideți să ne întoarcem la ceea ce vă propuneam la început. Haideți să-l întrebăm pe Albert. Dacă el a înțeles, ești nu numai elev în clasa 12, ci ești și președinte al Consiliului Elevilor pe municipiul București. Ai înțeles ce ți se schimbă în viața ta de elev un an cât mai ai de parcurs și pe urmă în cea de student prin această lege? În mare parte, da. Problema esențială este să existe chiar o schimbare și să o aflăm noi, elevii de-a 12-a, cât mai repede, pentru că timpul se scurge și, practic, până acum nu am prea știut la ce dăm bacul. Cel puțin. Bun, asta cu metodologia pentru bacalaureat și cu materiile e una dintre schimbările care sunt, într-un fel, esențiale. În afara legii, ele sunt operate printr-un alt act normativ, dar pe structură, pe sistemul de învățământ, ai înțeles dacă sunt reforme suficient de mari pentru a elimina ceea ce poate și tu ai constatat până acum în 11 ani de școală că nu funcționează? Eu zic că ar putea, dar pentru a reuși acest lucru este nevoie
și de o mai largă deschidere a noastră a elevilor, în primul rând a profesorilor și așa mai departe pe scara ierarhică până la miniștri. Trebuie miniștri mai deschiși. Da. Unde să fie mai deschiși miniștri ăștia? Doamna Guna, sunteți reprezentantul părinților și am văzut că ați avut opinii destul de ferme în legătură cu această procedură, în legătură cu tot procesul de modificare a legii. Sunteți mulțumită de ce a ieșit? În mare parte, da, cu toate că noi am făcut unele amendamente care vizau o implicare mai activă a părinților în ceea ce înseamnă viața școlii. De unele s-a ținut cont, de altele s-a ținut mai puțin cont și probabil că am să vă spun. Eu zic că este un început de reformă, dar care nu se poate realiza în momentul de față fără o reformă curriculară, resurse materiale, ce înseamnă resurse umane și resurse financiare. Și cred că aș vedea nimerit și un plan de implementare al reformei, ținând cont că nu pot să stabilesc un mod de examinare a copiilor fără să fac o resursă curriculară. Nu pot să spun că dau un bacalaureat la comunicare dacă această disciplină nu este tratată foarte bine în anii de liceu. Nu pot să spun că dau teste gen PISA dacă noi avem curicula pe care o avem și copiii sunt în imposibilitatea de răspunde cerințelor. Doamna Bună, îmi cer scuze, în ce clasă este sau sunt copiii dumneavoastră? Copiii mei au început grădinița acum în toamnă și termină în vară bacalaureat. Acoperințe între sistem obligatoriu de învățământ. No, Agună, ca să răspundeți punctual, că aș vrea să evităm termenul ăsta reformă, că deja l-am perimat în atâția ani. Spuneți-ne, schimbarea cea mai importantă din punctul nostru de vedere, care se petrece în anii imediat următori, că altfel ne întindem, spunea doamna ministru, pe cel puțin o generație. Da, mi se pare foarte important că obiectivele sunt altele, se bazează pe crearea de competențe și nu pe acumulare de cunoștințe și asta face să ne pregătească copiii pentru viața reală, nu să înmagazineze cunoștințe. Mi se pare foarte important ca managementul școlii să fie descentralizat și școala să aibă posibilitatea să selecteze cadrele didactice care fac performanță. Mi se pare foarte important ca examenele, de exemplu examenele de bacalaureat, să aibă mai puține probe decât era până acum și să încerce să se axeze și el pe competențe. O să discutăm și acest aspect, dacă o fi bine, dacă o fi rău, domnule Mică. Și mi se pare foarte important că părinții sunt incluși într-o proporție mult mai mare în consiliile de administrație și pot participa la luarea deciziilor în ce privește viața copilului său. Domnule Mică, chinuită facere. A durat și în ani, și în tensiuni, și în război politic mult. Din punctul nostru de vedere, s-a atins ținta. Pachetul acesta va rezista, cum spunea domnul Joana la un moment dat, să jurăm pe Biblie că 10 ani nu va fi schimbat? Două lucruri vreau să spun. Unu, ceea ce am încercat noi să facem a fost să maximizăm șansa ca el să rămână cât mai mult în vigoare. Și am urmat un demers foarte coerent. Nu am produs niște soluții legislative înainte de a face o diagnoză. Înainte de a face un pact în care am chemat pe toți actorii sociali importanți să semneze soluțiile cadru din care apoi am derivat o strategie și după aceea soluție legislativă. O lege care nu are în spate o strategie e o lege oarbă. Trebuie să știi în ce direcție mergi ca să schimbi legislația. Și atunci, ceea ce am făcut a fost de a încerca să producem niște soluții care să nu fie a cuiva create peste noapte, ci să fie în baza unui pact național, semnat de toți. Deci am încercat să maximizăm șansa că cei care au semnat să nu mai schimbe. Doi, cred că este foarte important să vedem în aceste soluții sau această lege care acum este în Parlament, să vedem un început foarte bun. Dincolo de limitele care sunt inerente și dincolo de faptul că orice lege este perfectibilă. Însă, în același timp, trebuie să avem în vedere că mai sunt încă alte trei componente foarte importante. Realitatea nu se schimbă doar dând o lege și noi punând mâinile la braț. În strategia pe care am elaborat-o înainte de a propune soluții legislative, sunt alte trei componente importante. 1. Finanțarea. Trebuie să dai bani ca să se întâmple ceea ce e scris în lege. 2. Trebuie să pregătești resursa umană, pentru că altfel degeaba facem un curriculum centrat pe competențe dacă profesorii predau tot ca înainte. Și 3. Trebuie să iei decizii administrative. Rapid.
exemplu, bun, decizia de a reorganiza ciclurile curriculare. Haideți să le luăm pe rând. Etc. Bani nu sunt, cel puțin pentru o perioadă de timp. Și mai trist decât asta, vreau să vă spun că semnalele de la Ministerul de Finanțe către noi, urmează să elaborăm proiectul de buget, sunt aproape identice cu cele ale anului 2009, ceea ce din start... Iată o informație foarte interesantă. Deci Ministerul de Finanțe v-a transmis că anul viitor nicio creștere față de ceea ce ați avut anul ăsta, sau chiar da, din potrivă? Da, asta să știți că sper să nu fie decât încercarea Ministerului de Finanțe de a ne aloca aceiași bani. Nu și decizia Guvernului de a aloca Ministerului Educației și Educației în general resursele de care are nevoie pentru a da, asta o fi doar așa, lege, fiindcă doamne, e rău domnul Pogea, sau fiindcă poate chiar nu sunt bani? Chiar să nu-i placă personal, școala? Nu am decât semnalul transmis către direcția financiară, n-am apucat să am o discuție cu domnul Pogea. Taman, ce s-a asumat răspunderea pe acest pachet care stipulează clar 6% din PIB și 1% pentru cercetare. A doua problemă este că nici training nu s-a făcut cu cadrele didactice pe tema acestei descentralizări. Deci poți să ai resursa umană, dar resursa umană trebuie pregătită pentru... acest tip de reformă. Cred că resursa umană trebuie pregătită, punct, era o aserțiune la fel de corectă. Aici aș vrea, dacă îmi permite să fac... Vă permitem după ce facem o foarte scurtă pauză de publicitate și revenim, pentru că enumerarea făcută de domnul Miclea a celor trei elemente obligatorii și necesare, ca pământul, apa și aerul, trebuie detaliată publicitatea. Oriunde merge și orice ai face, Lipton Ice Tea merge cu tine. Răcorește-te cu Lipton și distrează-te din plin. Ia-ți ce mai bun din natură și menține-ți sănătatea cu fiecare strop. Lipton Tea can do that. Dacă o discuție între fete începe cu o cafea bună, atunci ea trebuie să conțină păreri despre ce ai dori să-ți cumperi, despre cum arată acum tocilarul din generală și metode prin care scapi de amenzi. Iar la final îți faci curaj și dai vestea cea mare. Nescafe. Gustul bun cu care începe un zâmbet. Nu rata oferta specială a lunii de la Danone. Acum Nutri-Day delicios, pachet promoțional, plătești 6, primești 8. Plătești puțin, primești mai mult. Sunt clipe în care dorești să vorbești din suflet. Raffaello, o inimă de migdal într-o cremă delicată cu fulgi proaspeți de cocos. Raffaello, mai presus de cuvinte. Ce-mi face tenul mai frumos? Nivea Visaj. 1. Îl curăț cu gelul de curățare reconfortant. 2. Îl tonific cu loțiunea tonică revitalizantă. 3. Îl hidratez cu crema de zi. Programul în 3 pași de la numărul 1 în îngrijirea feței în România. Nivea Visaj. Pentru că frumusețea este o stare de bine. Unde trăiesc urși și panda? Cum pot avea grijă de cățelușul meu? Dar caii, ce mănâncă? Animalele Planetei, prima enciclopedie completă despre animale pentru întreaga familie. Află totul despre fascinanta lume animalelor. Învață cum să fii veterinar. Fă-ți un nou prieten și ai grijă de el. Păstrează fiecare număr în biblioraftul seriei. Animalele Planetei, primul număr la doar 2,99 lei de bani. Acum la chioșcuri, de la De Agostini. Tati, de unde vine laptele? Dintr-o sticlă de la piață. Și sticla asta de unde vine? Știi ce? Uită de piață. Laptele vine dintr-o cutie. Și cutia de unde vine? Dintr-un supermarket. Deci laptele se face în supermarket? Nu, laptele vine dintr-o fabricuță unde e împachetat cu grijă pentru ca tu să bei un lapte pur și sigur. Adică fabricuța face laptele? Nu, laptele vine de la văcuță. Laptele UHT este același lapte de vacă sănătos protejat în ambalajul Tetra Pak. UHT, lapte pur și sigur, fără conservanți. Tati, dar văcuța de unde vine? De ce ne alegem președintele dacă nu pentru o Românie mai puternică? De ce să nu-i cerem direct să-i dea țării locul care îi se cuvine în Europa și în lume? Revista Foreign Policy a lansat un proiect fără precedent în România. Construim fișa de post a viitorului președinte. Comentatori, experți și personalități culturale semnează în revista Foreign Policy un memorandum pentru următorul mandat. Intră pe agendapresedintelui.ro și implică-te în dezbaterea pentru o Românie mai puternică. Avem nevoie de obiective clare, măsuri concrete, proiecte finalizate. Citește din 14 septembrie exclusiv în noul număr Foreign Policy România. Stai deoparte sau te implici?
ales să ne implicăm în viața românilor, zi de zi. Împreună am ridicat 6 parcuri. Am făcut România mai verde cu peste 200.000 de arbori. Am reconstruit peste 100 de case și 4 școli. Nu e mereu ușor, dar împreună vrem să mergem mai departe. Pentru că România va crește prin bun simț și responsabilitate. Noul Chevrolet Cruze, un sedan coupé dinamic, cu un interior elegant, echipat standard cu aer condiționat, 6 airbag-uri, ESC, TCS și multe altele. Chevrolet Cruze schimbă regulile la 10.700 euro cu TVA inclus. Chevrolet. Get real. Indiferent de vârstă, marcă sau model, transformă performanța mașinii tale. Vă prezentăm noua gamă de uleiuri de motor sintetice Mobil One. Un tip de ulei pentru mașinile vechi, unul pentru cele de vârstă mijlocie și unul pentru cele noi. Fiecare dintre ele conceput pentru a asigura protecție maximă motorului și o performanță îmbunătățită. Redefinește experiența șofatului. Pentru orice vârstă, pentru orice kilometraj, cea mai bună performanță. Mobil One. De aproape 300 de ani desăvârșim berea și nu ne oprim aici. Timișoreana, povestea merge mai departe. Pentru el e o joacă, pentru tine un motiv de îngrijorare. Pentru el e un mod de a-și arăta prietenia. Pentru tine o sursă de microbi care îi pot solicita sistemul natural de apărare. Dă-i un Actimel în fiecare zi. Pentru el e delicios, iar tu îl ajut să aibă un organism mai rezistent. Datorită Actimel cu L-casei Immunitas, sistemul natural de apărare al copilului tău este mai puternic și mai pregătit să facă față microbilor. Actimel. Unic. Demonstrat. Ajută apărarea naturală a organismului. Am revenit la ora de foc. Doamna ministru era datoare cu un răspuns, doamnei profesor Rogalski. Da, vreau să îi spun doamnei Rogalski, apropo de pregătirea de formarea profesorilor, sunt depuse acum, din partea tuturor inspectoratelor din țară, proiecte strategice pe fonduri structurale, ceea ce înseamnă că vom avea bani pentru formarea profesorilor chiar din această toamnă. Procesul acesta de formare conform proiectelor este derulat pe 3 ani de zile și pe mai multe module. Unul este un modul de proiectare și implementare curriculară, altul de formare informatică. Deci vor fi bani pentru formarea profesorilor existenți, da? Da. Bani pentru formarea profesorilor care trebuie să vină în sistem, să înlocuiască pe cei care se pensionează, să înlocuiască acele catedre ocupate în clipa de față cu suplinitori, există? Păi aceia se formează în universități și universitățile, prin finanțarea de bază, au bani. Și există garanție. Mai puțin decât în Franța, dar au. Asta e adevărat. E foarte adevărat ce spune doamna Petru. Bun, spuneam mai devreme că, din păcate, acele etichete, inclusiv cea care v-a deranjat la început, au fost lansate de politicieni în încercarea de a defini școala românească, așa cum, din păcate, mulți dintre români o văd în momentele acestea și au văzut-o în acești 20 de ani, poate și din cauza schimbării dese a ministrilor, poate și din cauza lipsei fondurilor, poate și din cauza calității mai slabe a unora dintre cadrele didactice, poate și din cauza dezinteresului pe care elevii, așa cum spunea Albert mai devreme, îl manifestă față de reforma învățământului. Haideți să vedem o mică, foarte mică enumerare, colecție acestor declarații ale politicienilor despre școală și, pe urmă, vă propun să le dăm uitării și să vorbim despre lucrurile concrete din învățământul românesc. Situația educației în România este dramatică. Dramatică din punct de vedere al calității. Am convingerea că despre păpădie salată orice copil, dacă intră pe Google, află cum e cu păpădia salata. Dacă vrea să știe despre istoria antică, Herodot, intră pe Google. Și de ce greșit?
Sisic, se nu spune această vorbă, spune și o prostie ce vorbă. Școala românească nu-și mai poate permite să fie codașa clasamentelor internaționale și producător de șomeri pe bandă rulantă și de diplome pe bandă rulantă. Stăm foarte prost la evaluările internaționale în ceea ce privește învățământul din România și răspunsul la întrebarea ce învață elevul. Pentru că ne-am obișnuit și mai ușor pentru un cadru didactic să-i toarne informații în cap elevului și să-l pună să le reproducă la școală și să-i dea o notă. E foarte simplu să faci acest lucru. Cu Păpădia știm cum stăm și chiar și cu Herodot am aflat de la domnul Vanghele că l-a căutat pe Google și l-a găsit pe domnul Herodot. Rămâne în de văzut engleză, însă... sigur. Rămâne de văzut însă cum stăm cu producția de diplome pe bandă rulantă și producția de șomeri. Aici cred că nu vă mai puteți supăra nici noastră, nici doamna ministru, nu mai puteți dezavoa calificativul pus chiar de președintele Traian Băsescu și de alții. Nu e adaptată școala românească? Nici o școală nu e adaptată la criza mondială, iertați-mă. Peste tot e o problemă și în Franța foarte adesea se dă foc la mașini, că școala, vezi, doamne, nu pregătește pentru integrarea în producție. Noi am trăit integrarea obligatorie în producție și cred că nu e cazul să o luăm de la capăt. Școala trebuie definită ea însăși. În măsura în care este o școală de meserii, într-adevăr, are obligația de a produce tehnicieni care să-și găsească a doua zi de lucru într-o uzină. Dar există și școală care pregătește, după opinia mea cel puțin, altceva. Vorbeam în pauză cu domnul ministru Micle de faptul că în Bulgaria există din 1948 până azi, fără întrerupere, liceu clasic, unde se învață multă latină și destul de multă greacă veche. E foarte limpede, copiii aceia nu intră în producție a doua zi. Nu e o școală de filozofi. E o școală mai degrabă de filozofi, care furnizează studenți pentru istorie, pentru drept, pentru filozofie și pentru alte meserii inutile din unghiul de vedere al integrării în producția de... de tablă. De tablă, prelucrare prin așterea metalelor și așa mai departe. Eu am trăit pe pielea, nu atât a mea, eu am făcut un liceu clasic și mă mândresc cu el și astăzi, dar băiatul meu cel mare s-a înscris și el la un liceu clasic în vară și în toamnă a aflat că e liceu de făcut papuci pentru pușcării. Și asta a făcut 2 ani de zile până când a reușit să treacă la o clasă de filologie, istorie, unde își vedea ocazia. O luăm de la capăt? Ce facem aici? Trebuie să știm ce vrem de la această școală și după aia să spunem dacă e bună sau proastă. Bun, foarte bun atunci, pentru că ați vorbit de nivelul de competență. Cred că, nu știu, ori n-am înțeles eu bine, tot vorbeam în pauză că nu sunt foarte atentă, îmi reproșați. Evident că președintele Băsescu, eu cred că a vrut să spună ceva în capul domniei sale a fost. Ceva care corespunde cu realitatea. N-am obligația forma prin care s-a exprimat președintele ne-a deranjat și noi, jurnaliștii, am exploatat din plin această formă. E cu totul altceva. Deci ceea ce, dacă n-a vrut să spună președintele asta, mie îmi place să cred că asta a vrut să spună, este ceea ce s-a pus foarte clar prin Comisia de Educație, diagnoza pe învățământul din România și pe care nu-l putem nega, doamna profesor, pentru că nu avem nevoie numai de școală de tip clasic. Sigur că avem nevoie. Nu avem deloc. Puteți dormi liniștit. Ba, o avem, doamna profesor. Nu. În acest moment o avem. Nu. O avem. Vă contrazic, nu o avem. O avem și la nivel liceal și sigur că... Sau sper ca unul din cei doi miniștri. La facultate există. Și după aia avem și la nivel universitar. La liceu nu prea avem. Deci ia să vă spun acum clasele de filologie. Clasice, de limbi clasice, la clasele de limbi clasice se referă doamna profesoară sau desfințată? Păi bun, dar limbile clasice, evident că adică e o politică, e o problemă. Da, sigur, și nemții studiază latina în continuare, dar la anumite clase. La anumite clase. Cere să intervină domnul Micla, după care a spus la doamna ministru, împreună cu doamna Bună.
poate ne ajuta să stabilim... Domnul ministru să intervină, dar aș vrea să termin ideea. Bun, după care deci, aș vrea să stabilim care poate... trebuie să fie nivelul de competență la, al elevului la finalul clasei 8-a și la finalul clasei a 12-a, ca să înțelegem discutăm. Și noi ce da. Vrem de la el cu acest fără pachet poate, legislativ. Școala românească este totuși într-o situație foarte proastă și era nevoie de această reformă. Tu nu vrei să-i spui reformă, eu îi spun reformă profundă și sper să fie profundă. Și cred că în acest moment există această lege chinuită, absolut chinuită, dar și modificată, știm foarte bine, nu ieri până la ora 14. Și după asta mai avem de lucrat pe ea pentru că nu corespunde aliniatul 5 de la articolul 7 cu aliniatul 3. Da, s-au scos niște articole care mai au referiri în alte articole. Prin absorpția unor amendamente, legea... Chiar vă curioasă ce zice domnul ministru. Legea primește, sunt curioasă ce zice domnul ministru, pentru că dânsul era și a propus o variantă să spunem lucrurile concrete da, în legătură cu această primit, modificare. Punctele esențiale pentru reformă profundă. Eu, din punctul meu de vedere. Și am să-ți explic, dacă mă lași să-ți explic. Sigur. Domnul Micla, vrea să interveniți mai devreme. Legat de piața muncii. Da. Deci aici trebuie să stabilim câteva lucruri. 1. Școala nu trebuie să producă numai pentru piața muncii actuală, ci și pentru cea viitoare. Și atunci problema nu este numai în școală, problema este în mediul economic. Dacă mediul economic e capabil să dea o predicție pe 20-25 de ani cum va evolua economia României, atunci și școala o să poată să producă oameni pentru acea economie. Lor le este greu să facă această predicție și atunci și școlii este foarte greu să se adapteze. În al doilea rând, școala trebuie să producă oameni și pentru o economie care încă nu există, deci nu numai pentru cea de acum. Dar ceea ce trebuie reținut este că, într-adevăr, cel puțin la nivel universitar, sunt multe programe de studii care, într-adevăr, nu au niciun fel de bază. Nu au un studiu de oportunitate pentru a vedea dacă ceea ce oferă universitatea este o iluzie sau este o meserie, este o calificare. Iar acum, prin acest pachet legislativ, printre altele, se stabilește un cadru național al calificărilor. Simplu spus, înseamnă că atunci când te înscrii într-un program de studiu, tu vei ști ce vei ști la sfârșitul lui. Ce calificare vei avea, ce competențe, ce aptitudini. Valabil pe toate palierele? Valabil pe toate palierele. Da. În felul acesta, tu, după aceea, vei studia acele cursuri care sunt în concordanță cu acea calificare. Altfel spus, acum, adesea, ceea ce studiază studenții este rezultatul, mai mult sau mai puțin, a unei lupte pentru putere. Cine e mai puternic are mai multe ore de curs și mai multe ore de seminar. Cine, e cine mai vrea slab, să-și păstreze o catedră, exact. Împrăștie orele respective. Ori acum va trebui să fie modificat curriculumul în funcție de această calificare. Altfel spus, vei studia ceea ce te apropie de această calificare. Asta înseamnă cadrul național al calificărilor. Deci, prin urmare, cred că, făcând pasul înainte cu cadrul național al calificărilor, putem să ne apropiem de a calibra oferta de învățare cu ceea ce cere piața muncii. Mai ales că aceste calificări sunt stabilite nu numai de către universități, ci în tripartit. Universitățile, asociații profesionale și angajatori. Ei stabilesc, ei definesc o calificare. Ce înseamnă calificarea X? Și atunci școala... Și asta nu trebuie să vină și mai jos și în învățământul preuniversitar, acolo unde ai oameni care întrerupt ciclul educațional dar, mult mai devreme, n-ajung la universitate. Cu siguranță, dar aici aș vrea să invoc multe studii care s-au făcut în literatură. Studiile acestea arată următorul lucru, că într-o piață a muncii foarte volatilă, cum este această piață a muncii, în care se schimbă foarte repede profesiile, de pildă 60% dintre absolvenții de colegiu din Statele Unite în acest moment practică ocupații care nu existau când ei erau în clasa 8. Prin urmare, o volatilitate foarte mare a muncii. Aceste studii vin și zic, îți trebuie un învățământ de bază foarte serios, pentru că un învățământ de bază general e ca o matrice. Te ajută apoi să te adaptezi mult mai ușor la schimbările de pe piața forței de muncă decât unul specializat bun. Foarte de și atunci mă întorc la doamna profesor Rogalski și formă la doamna ministru cu întrebarea, învățământul preuniversitar pe care îl avem acum este învățământul de bază serios despre care vorbea domnul profesor Micla? Nu este. Problema este că universitățile, domnule profesor, formează ceea ce noi dăm, ceea ce noi vă dăm. Și modalitatea în care astăzi se face studiul și mai ales se face evaluarea, părerea mea, este o modalitate greșită și aș vrea să intrăm odată în lucruri mai palpabile. De pildă, noi, doamnă ministru Andronescu,
vrem, așa cum a spus domnul Miclai, suntem de acord cu domnia sa. Noi am vrea examen de admitere în liceu. Nu 50% medii ale claselor a 5-a, 8-a, pentru că o rog pe doamna ministru să consulte orice catalog, va vedea că sunt sute de mii de medii de 10 ale copiilor și cine nu există diferențieri. Profesori, evident, okay. Dar o clipă, doamna ministru. Și când să fie examenul ăla de admitere? Numai o clipă, păi o clipă. În clasa noua? În clasa 8-a, când elevul trece la liceu. Să-l punem cu capul pătăietor pe elev. O clipă, doamna Verbu. Și aia e educația din România. Să dea un examen. Ce? Și la acest examen să nu fie doar probă scrisă, să fie și probă orală. Probele orale sunt foarte importante pentru că tot dumneavoastră spuneați că a fost ceva în capul domnului președinte, dar a exprimat într-o manieră nepotrivită. De unde credeți această nepotrivire, doamnă? Credeți că n-a dat probă orală, domnul președinte Traian Băsescu? În orice caz n-a dat-o cu mine, că dacă ar fi dat-o cred cu mine, că dacă... cred că n-o lua. Deci vă spun clar. Problema este că elevii trebuie să dea și examene scrise și examene orale pentru a învăța să se exprime și pentru a învăța și acest discurs pentru examene. Este foarte teamă de asta. Deci avem o inflație de medii. Pe urmă, doamna profesoară, doamna Verbu, procentul de promovare anul acesta la liceu este de aproape 80%. E mai mare decât înainte de 89, în epoca comunistă. Vă spun, pentru că am 30 de ani de învățământ și am fost profesor și atunci. Am reușit o performanță extraordinară. Am obținut o medie mai mare decât înainte de 89. Da, e un viciu de sistem sau e viciu celor care populează sistemul? Este un viciu de evaluare internă, dar este și un viciu de evaluare la examene. Pentru că examenele nu sunt capabile să verifice doamna cu adevărat. Doamna Rogaș, îmi cer scuze, noastră ați vorbit despre promovabilitate. Da, aia n-are legătură cu examenele. Nu, aia are legătură... procentul de promovare la examenul de bacalaureat. La bacalaureat. Dar problema este și felul în care aceste evaluări anuale la nivelul școlii sunt propriu-zis. Transpuse în catalogul ăla despre care vorbiți, plin de note de 10 nemeritate. Absolut. Deci este o inflație de note mari. Îmi asum acest lucru, sigur, noi punem aceste note și rău facem, pentru că îi mistificăm și pe elevi și pe părinți. Apoi, la bacalaureat, domnul Ursu, nu, haideți să rămânem la nivelul acesta al discuției, deci, fiindcă ați introdus un element concret în... Să fie un procent mai mic, deci îi propun, doamne ministru, câteva lucruri la care să reflecteze. Să fie un procent mai mic decât cel de 50% în media ponderată acordat acestor medii generale. Este mult prea mare și este irelevant. Doamna ministru, haideți să ne întoarcem la nivelul clasei a 8-a, că de aici plecăm cu această formulă introdusă în lege. Pot fi examene de admitere în liceu, poate fi luată în considerație doar media anilor. Aici aș vrea să comentez, dacă îmi dați voie, două lucruri. Vă rog frumos să comentați, începând cu a preciza care este formula prin care se va da examen, dacă se va da, în anul 2010, ca să știe cei care sunt acum în clasa 8-a, noi după care vedem ce ați intros în lege. Că documentele sunt pe site-ul Ministerului, sunt publice, toată numai lumea de aceea interesată. Vreau să le precizăm pentru toate că le-a criticat. Numai că aș vrea să mai comentez puțin ce spunea domnul ministru Miclea. Sigur că școala poate fi abordată în mai multe moduri. Dacă o privim alături de piața muncii, atunci, fără îndoială, angajatorul își dorește un absolvent care să se integreze rapid. Asta este un model de integrare rapidă. Îl pregătim mai aproape de ce este necesar imediat pentru această integrare sau îl pregătim pentru a se adapta pe un termen mai lung și a-și upgrada mereu gradul de cunoaștere și competențele pe care le are. Da, domnul Miclea spunea foarte bine că e nevoie de acel trunchi de bază. Deci sunt aia 7 ani de acasă, ce au mai rămas din ei și poate ar trebui și 7 ani de la școală să fie la fel de solid ca cei de acasă. Dar și eu prefer această soluție. Și măcar adică dacă o formare de bază foarte bine consolidată pe care absolventul poate să adauge pe măsură ce evoluează în carieră prin formarea continuă.
Cred că acesta este modelul pe care ar trebui să-l realizăm. Ce trebuie să știe? Răspundeți atunci, domnule Miclea, și la această chestiune. Ce trebuie să știe elevul care termină 8 clase? Care e nivelul acela? Ce trebuie să știe ce se întâmplă cu el în clasa 8-a? Că probabil de aceea mi-ați pus această întrebare. Elevul în clasa 8-a trebuie să se gândească că trece spre clasa 9-a în interiorul ciclului de învățământ obligatoriu. E foarte greu să justificăm plasarea unui concurs în interiorul ciclului de învățământ obligatoriu. Legea lasă într-un fel și posibilitatea liceului să aleagă o testare. Însă eu aici, uitându-mă foarte direct la doamna Rogalski, care e reprezentant al corpului profesoral, și eu mă simt parte din această categorie socioprofesională, cred că până la urmă toată problema aceasta a dimensiunii notelor este în grădina noastră. Acum încercăm să elaborăm cât mai repede cu putință standardele naționale de evaluare, în așa fel încât să obiectivizăm mai bine notarea și notele acelea, să nu le mai reproșați o valoare prea mare și o diferență prea mare față de valoarea elevului. Dar, doamna profesoară, notarea stă în mâna dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care, noi suntem dascălii, cei care măsurăm valoarea elevului prin procesul acesta de evaluare. Vreau să vă răspund, doamna profesor, numai o secundă, fiindcă Melania Mandas-Vergu va deveni un vulcan care erupe, da, în acest studio, și atunci mai las și eu să elibereze un pic din energia asta, întrebându-l pe Albert dacă acest sistem de notare în clipa de față îl consideri tu, de acolo, din bancă, cel evaluat, îl consideri subiectiv și eventual denaturat, așa cum spunea doamna profesor adesea, de relația profesorului cu clasa, cu elevii? În primul rând, eu nu consider că elevii devin mistificați atunci când primesc o notă de 10. Orice elev are dreptul. Capul ca să folosim... Înseamnă mistificați? Înseamnă că tu nu meriți nota aceea. Eu te mint și îți creezi iluzia unei valori pe care nu ai. Asta înseamnă mistificați. Am explicat că sunt de română. Am înțeles, mulțumesc. Dar problema este că atunci când primești o notă de 10, nu e neapărat nevoie să fie și contestată de profesor. Nu, că cred că n-ai înțeles ce am spus. Deci întrebarea era dacă nu cumva se acordă cam ușor notele de 10. Eu am înțeles chestia asta. Nu cred că se acordă cam ușor notele de 10. Eu am să vă spun că da. Poate la limba arab. Pentru că și acum, gândindu-mă exact la profesorii de limba română, dacă ne uităm la notele de la proba orală a examenului de bacalaureat, o să vedeți că sunt extrem de ridicate prin comparație cu cele... Să știți că veniți în curtea mea, dar vreau să vă dau două răspunsuri ca să fie totuși un dialog. Doamna ministru, scurt. Primul. Notele acestea, într-adevăr, au fost imense. Și pentru că acest conținut al examenului de limba și literatura română, știți foarte bine că a fost denaturat. Literatura a fost aproape eliminată. Ați mai îndreptat lucrurile anul acesta, că știți că asta a fost povestea de anul trecut. Ați scos și romanul din examinarea de clasa 8. Nu mai era nimic, erau două subiecte, doamna Vergu. Mai erau două subiecte de literatură dintr-o sută. Romanul l-au scos pe Eminescu și s-a scos tot pentru că trebuie competență de comunicare în limba română. Și în loc să-l ascultăm pe elev un sfert de oră, l-am ascultat două minute și i-am pus 10. Ne trebuie competență de comunicare în limba română. Mână, adică să știm să cerem cu subiect și predicat și cu acorduri o cană cu apă, să cerem voie să ne ducem nu știu unde, doamna să ne exprimăm Vergu. Ideile. Doamna, vă rog frumos, aș vrea să vorbesc și eu. Sunteți de acord că aveți trebuie să încă la clasa 8-a, vă rog frumos. N-am ajuns la liceu. I s-a făcut hatârul doamnei profesoare Rogalski și mai multor profesori din România, pentru că în această lege cine despre care vorbim... Nu știu cine. Păi domnul Boc, doamna ministru. Da. Am glumit, evident. Deci liceul are voie să-și dea examen de admitere ca să ne lămurim. Nu examen de admitere, e o testare. Testare. Dar eu altceva vreau să spun, pentru că povestea asta cu admiterea... Deci liceul poate sigur, să hotărască dacă dă sau nu, care nu va, această procedură presupun că nu va fi valabilă la anul. Anul acesta nu. Nu. Domnul, dar aș vrea să vorbesc, da, doamna profesor. Da, ziceți. Da. Deci există două proceduri, da? E un mixt. Adică și pe baza mediilor, și pe baza unei selecții. Din păcate nu va fi selecție, va fi examen. Asta este problema, că de asta am reacționat așa. Și de ce din păcate? Deci,
dacă mă lași să-ți spun. Am să reușesc să mă adun să spun de ce. Repet, de ce pentru din păcate? Pentru că noi am introdus tocmai prin această legislație ideea de portofoliu al elevului. Am introdus ideea de evaluare permanentă. Am introdus ideea de a nu mai centra, de a nu mai pune presiune pe notă, pe examen și pe învățat pentru notă și pentru examen. Am introdus dimensiunea de evaluare remedială, da? Deci sunt niște bijuterii lucrurile astea. Iar noi vrem în continuare sabia deasupra capului. Vrem examen. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dânsii, domniile lor, dragii noștri profesori, pentru că sunteți singura profesoară din preuniversitar, bineînțeles că păstoriți și ajutați și făcut cu adevărat acest efort, reciclați, ca să zic așa, de către Ministerul Educației, trebuie să înțeleagă că prin aplicarea acestei legislații noi vom trece la ceea ce spune acest tânăr elev, da? Adică, eu nu cred că mi se pune nota, pentru tine este importantă nota. Vergu, de ce este importantă nota acum pentru tine? Spune-mi. Nu, e important bagajul de cunoștințe pe care am după aceea. Bun, da. Nota pentru medii și pentru absolvire la facultate, și e normal. Exact, vezi câtă presiune există pe această problemă. Melania, poți problemă. Te întreb un lucru sincer. Adică un lucru la care să-mi răspund sincer. Da, eu crezi că cei eu. Care... insistă pentru reintroducerea acestui examen în forma lui de examen. Știu ce vrei să mă întreb. Vor pentru șpagă și pentru a nu decide pentru ei? Șpagă. Pentru că industria meditațiilor ar căpăta un nou avânt, pentru că examenul de admitere în liceu a fost întotdeauna prima sursă pentru păi, acest mai sistem. Păi tocmai examenul la facultate nu mai e o sursă. Dar să nu credeți că o piață de asta aș mai adăuga universitari, nu dumneavoastră. Unii dintre universitari cer imperios examen de admitere. Permitam pentru că ei nu mai dau eu ceva. Toată lumea. Domnilor, evacuăm clasa, sunăm copoțelul. Nu se interzic meditațiile. Păi nu să interzic, dar nu să facem din ele scopul învățământului. Dar de ce nota de la clasă nu funcționează acela sistem? Meditațiile nu funcționează și pentru nota la clasă și pentru teste. Vreau să vă spun ceva, pentru că am făcut această propunere, da? Nu m-am gândit nicio clipă la această chestiune. Dumneavoastră, nu m-am referit la dumneavoastră, m-am referit la dumneavoastră. Nu, dar vorbesc și pentru să spunem o parte dintre colegii mei. Avea doamna ministru o datorie de a răspunde la acest punct. Vă rog, doamna Andronescu, trebuia să-i răspundeți doamnei Zoe Petre, care a întrebat de ce nu se interzic pur și simplu meditațiile. Neimpozitatea. Meditațiile nu sunt admise de lege, deci în niciun caz nu cred că trebuie. Da, ce nu e interzis este permis, știți bine principiul juridic. Dar cred că totuși undeva acolo avem în lege o interdicție a profesorului de a orienta elevii spre meditație. Avem și acum în legislație, avem în și acum de a orienta elevii spre meditație. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte am pus ceva spre în loc. Reflecție și meditație nu, e bine să orienteze. Pe de altă parte am pus ceva în loc, să știți. Și încercăm să generalizăm programul After School. În ideea că, într-adevăr, acolo... elevii pot să beneficieze în continuare de îndrumarea... Ba da, ați spus în loc posibilitatea profesorului de a lucra 25%, 30% n-afară cu de clasa, doamna ministru. N-afară de asta, de a lucra pe grupe, de a lucra diferențiat. Și în afară de asta... Păi vă dați seama că ați introdus și metode didactice noi, ați introdus și concepte pedagogice noi, dar n-avem profesorii care să facă asta. Și programul After School, deci practic ar trebui să nu mai avem de-a face Albert, cu meditații. Câte meditații faci? Nu am făcut meditații și nu fac. Și nici nu o să fac. Promit. Și vă spun sigur. În clasa 11 ce medie ai avut? 8.81. Bravo. Vezi dacă n-ai făcut meditații? Da, nu m-a interesat media, m-a interesat... Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Vă rog frumos să-i dați voie și doamnei Gună, pentru că tace de multă vreme și cred că e momentul. Dar nu trebuie să le luați în nume personal. Nu, dar tot despre asta vorbim. Despre nivelul de clasa 8-a. Nu se poate să-mi sprevesc o idee pe care am început-o. Dacă este cu putință, vă rog frumos. Eu cred că... Nu, pentru că era o ușoară culpabilizare și nu era cazul, nu a mea, a noastră, nici într-un caz a mea neapărat. Nu. Eu propun, noi propunem acest examen de admitere pentru altceva. În primul rând, și pentru a-i face pe elevii noștri realmente să-și verifice și cunoștințele și competențele, pentru că am curajul să vă spun că nu există competențe fără cunoștințe, să fie limpede. Competențe în gol nu există. Și spun asta. În al doilea rând, vă rog să observați
ce teamă au adolescenții noștri de examene, pentru că nu sunt obișnuiți cu ele și viața este un examen continuu. În al treilea rând, nu uitați că există o ierarhizare a acestor școli și un examen de admitere în felul următor. Ne-am gândit noi, ca să vedeți în ce profunzime am mers, ne-am gândit și la felul cum s-ar putea face. Cu un subiect național care să fie de dificultate medie și care să acopere posibilitățile elevilor noștri și un subiect care să fie la latitudinea școlii, nu tot examenul să fie la latitudinea școlii, un subiect care să facă diferența valorică și să dea satisfacție unei elite. Doamna Gună, fiindcă ne așteaptă și domnul ministru Miclea cu o replică pusă între paranteze ceva mai devreme. Noi am acceptat ideea de examen și chiar n-am dorit-o datorită viciului care există în sistem. În clasele 5-8, care dintre ele că-s multe, vici. În clasele 5-8 este o continuă alergătură după note. Corect. Și toți copiii încearcă să ia părintele? Note foarte mari pentru că fiecare medie contează. Am venit până acolo cu propunerea ca la anumite obiecte de studiu, astfel încât ele să fie încurajate să se dea calificative. Și este foarte normal. Doamnelor, vă rog. Atâta timp cât evaluarea cadrului didactic s-a făcut după rezultatele care le obțin copiii, atâta timp cât școala este evaluată după procentul de promovabilitate sau de admitere mai departe, există o presiune din toate părțile ca elevii să obțină note mari. Doamna, asta este un motiv. La fel de sincer cum ne-a răspuns doamna Vergu mai devreme, alergătura asta după note înseamnă și o formă de corupție în sistem de la cele mai variate modalități. Da, poate genera. Poate genera și o formă de corupție, pentru că sunt școli la care brusc coeficientul de promovabilitate și de admitere la liceu și creșterea mediilor nu a fost real. Dar aș mai vrea să vă mai spun de rigoare pentru domnul Miclea. Spuneți formula pentru anul acesta în curs, cu test la finalul clasei a 8-a doar la română și la matematică, vă mulțumește? Vi se pare că acoperă pe valoarea competențelor elevului de clasa 8-a? Ce mi se pare mie în neregulă este că un elev care vrea să urmeze un profil tehnologic sau un profil umanist este foarte mult evaluat pe o latură de real, da? Și invers. Un elev care vrea să urmeze... Păi 50-50. Păi n-ar trebui să știe și una și cealaltă la nivel maronă. E trunchiul de bază de care spunea domnul Miclea. Da, există un trunchi de bază comun, dar deja copilul se duce pe niște filiere. Iar această evaluare este... Într-o țară de agramați, doamna Gună, îmi cer scuze, dacă nici măcar atât nu le cere în care a sfârșitul clasei 8-a să dea această minimă evaluare în legătură cu utilizarea limbii române, cred că tot patriotismul și naționalismul sunt timpurile. Domnul Miclea, da, o secundă, înainte de pauza de publicitate, încercați să interveniți un pic în discuție cu ceea scurt, ce vreau să spun mai devreme. Cred că esențial în această lege este faptul că evaluarea nu mai este scop în sine, ea este pusă în slujba învățării. De aceea noi, practic, trebuie să dăm examene și să dăm note pentru a-i ajuta pe elevi să învețe mai bine, nu pentru ca să facem clasament. N-are rost. Și atunci, sunt evaluările acestea succesive, la clasa a doua, la clasa a patra, la clasa a șasea. De ce sunt? Sunt la nivel de școală. Pentru ca să detectez din timp ce nu știu. Pentru ca să poți corecta. În clasa a doua faci evaluare ca învățător și după aceea detectezi ce nu știu elevii tăi și ai 2 ani la dispoziție ca să-i corectezi și ai și un buget de timp, 25% din orele pentru fiecare disciplină, ca să faci lucrul acesta. Și după aceea, după 2 ani, te evaluezi pe tine în funcție de progresul la clasa ale elevilor. Și atunci, în această perioadă de timp, tu nu numai predai, tu îi și ajuți pe elevi să învețe în clasă 1, 2. Probabilitatea de a face meditații se reduce pentru simplu fapt că se reduce dintr-o dată din curriculum. Adică trebuie să predai în 75% din ore ceea ce predai la început în 100% din ore. Deci se reduce cu un sfert curriculumul și se pune accent pe această evaluare. Bun, mă scuze, ceea ce mi se pare mie foarte curios, de ce trebuie să am o formă de admitere în clasa noua, da? Și de ce după finalizarea învățământului obligatoriu mai trebuie să dau o altă formă de evaluare cu același scop, ca să continui liceul? Vă răspunde doamna profesor Zoe Petre după pauza de publicitate. Este după finalizarea ciclului obligatoriu. Doamna Vergu, vă scădem nota la purtare, să știți, pentru purtarea în platou. Facem pauza de publicitate și revenim la liceu.
La Practicăr niciodată n-a fost mai simplu să câștigi. Vino în magazine și poți câștiga carduri răzuibile, bonuri de combustibil, cupoane de cumpărături sau chiar unul din cele 7 Suzuki Swift. Practicăr! La Penny Market cumperi făină 650 top apetit 1 kg cu doar 1,09 lei. Penny Market. La îndemână. Ford Fiesta, cea mai bine vândută mașină din Europa în clasa sa. Fiesta la 9.790 euro cu TVA și pachetul de opționale Next Trend incluse. Ford Fiesta. Trăiește viitorul în prezent. La Penny Market cumperi unt Coliba 100 de grame 65% grăsime 4 la preț de 3 cu doar 4,39 lei. Penny Market. La îndemână. După 30 de ani, prevederea e mama frumuseții. Gama de produse Royal Velvet amână bilanțul primelor riduri. Oriflame, firesc prima alegere. Sunt clipe în care dorești să vorbești din suflet. Raffaello, o inimă de migdală într-o cremă delicată cu fulgi proaspeți de cocos. Raffaello, mai presus de cuvinte. Această mașină de spălat are numai un an și deja s-a stricat. De ce? Puneți o picătură de apă pe o lamelă de sticlă. În câteva ore apar depunerile. Aceleași depuneri acoperă rezistența și piesele interne ale mașinii de spălat după doar câteva spălări. Gândiți-vă că o mașină de spălat folosește până la 70 de litri de apă la un singur ciclu de spălare. Mai multă apă, mai multe depuneri. Chiar dacă nu se văd, cu siguranță există. Doar Calgon oferă maximă protecție mașinii încă de la prima spălare. Folosesc Calgon. Mașina mea și azi merge ca nouă. De aceea, cei mai importanți producători de mașini de spălat recomandă Calgon. Noi creăm automobile, însă nu doar atât. Inventăm mașinile timpului, construim pluguri de zăpadă, creăm opere de artă. Ne inspirăm fanii și fancluburile. De multă vreme am înțeles un lucru esențial. Ce îi faci pe oameni să simtă și ce faci sunt absolut la fel de importante. Și la BMW nu construim doar mașini, creăm bucurie. Beep, 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 go the horns and the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite the synchronized feet. Alege smart. Zboară cu Blue Air și primești cadou transportul bagajului de cală. Rezervă acum pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Noul Chili Bank, formulă concentrată. Toată puterea de curățare de care ai nevoie. Dozează-i puterea în funcție de tipul de murdărie. Pentru depunerile dificile, 3 pulverizări cu noul Chili Bank sunt suficiente. Iată cum îndepărtează calcarul și murdăria. Repede și bine. Pentru suprafețele puțin murdare, o singură pulverizare cu noul Chili Bank este de ajuns pentru a reda strălucirea. Cu noul Chili Bank, formulă concentrată, cureți mai mult decât un produs obișnuit. Bang și murdăria dispare. De ce ne alegem președintele dacă nu pentru o Românie mai puternică? De ce să nu-i cerem direct să-i dea țării locul care îi se cuvine în Europa și în lume? Revista Foreign Policy a lansat un proiect fără precedent în România. Construim fișa de post a viitorului președinte. Comentatori, experți și personalități culturale semnează în revista Foreign Policy un memorandum pentru următorul mandat. Intră pe agendapresedintelui.ro și implică-te în dezbaterea pentru o Românie mai puternică. Avem nevoie de obiective clare, măsuri concrete, proiecte finalizate. Citește din 14 septembrie exclusiv în noul număr Foreign Policy România. Noul Chevrolet Cruze, un sedan cupe dinamic, cu un interior elegant, echipat standard cu aer condiționat, 6 airbag-uri, ESC, TCS și multe altele. Chevrolet Cruze schimbă regulile la 10.700 euro cu TVA inclus. Chevrolet. Get real! Le rondini nel cielo che vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te. Don Café, caffè con suflet. Sunt clipe când poți depăși prezentul. Poți crea un viitor mai frumos.
De aceea, Rehau a conceput profilele Geneo. Realizate din RAW Fipro, acestea prezintă valori de eficiență termică și fonică de neegalat. Geneo, eficiența energetică dusă la perfecțiune. Le General de Gaulle! Je voudrais une déesse! De chevaux, mon fils. Une C4 WRC. 90 de ani de inovație Citroën pentru toți, oferte istorice pentru tine. Citroën C1, de la 7.090 de euro. Citroën, creative technologie. Începe BCR Open România 2009. Am revenit la ora de foc. Discutăm despre școala nouă, cel puțin potrivit legislației adoptate în Parlament acum, dar și metehnele vechi, și aflăm lucruri foarte interesante din acest proiect pe care și-a asumat guvernul răspunderea, și anume că... Unul dintre ele a amintit deja, acela că decizia în privința celor ce vor fi studiate de către elevi aparține și părinților și elevilor, dar și administrației locale, doamna Zoe Petre. Primarul ajunge să decidă 25% din ce se va studia în școală. Primarul, consilierul local. Poate așa o să-i stimuleze pe primari să învețe mai mult ei înșiși. E formarea continuă a primarilor. Da. Și se va și întâmpla până când se aplică proiectul. Din alt punct de vedere. Nu cred că se vor pronunța foarte mulți în privința conținutului, cel puțin în anii care urmează. Păi, Darvin Săracu a fost eliminat de un om Darvin care nu era primar. Tocmai, a fost eliminat din evoluționismul, a fost eliminat din manualele de biologie de persoane care aveau studii superioare, chiar de specialitate. Vreau să spun altceva. Ce mi se pare cel mai periculos nu este intervenția autorităților locale în curicula. 25% nu e o dramă. 20%. Sau 20% și mai. Ce mi se pare însă foarte periculos, dintr-o experiență mai veche, este posibilitatea de intervenție a autorităților locale în formarea și promovarea resurselor umane. Eu am, de ce spun asta? Adică numirile de directori? Eu sunt foarte înclinată personal să prețuiesc subsidiaritatea ca o modalitate inteligentă și modernă de a organiza un sistem. Dar am avut și parte înainte de 89 de inspecții de grad, când era obligatoriu să ai avizul primarului, care era și secretar de partid local, pentru orice inspecție de grad. Și vreau să vă spun că presiunea asupra profesorilor, mai ales la țară, era oribilă. Și atunci era doar un partid, doamna Zoe, că acum sunt mai multe. Și dacă sunt și în coaliție. Bun, la putere tot unul e. Sau două. Bun, prea multe, dar mai avem un element... Da, aș vrea să comentez puțin, dacă îmi permiteți. Deci directorul nu este decis de primar. Directorul este produsul unui concurs pe care îl organizează Consiliul de Administrație al Școlii, în care intră o treime profesori, o treime părinți și o treime reprezentanții autorităților locale. Deci, am avut studenți care au primit amenințări cu moartea de la părinți pentru că vorbeau de închisorile din timpul comunismului. Bun. Sper să revenim în timpurile noastre. Da. Sper să nu mai trecem niciodată în această evenimentă. Nu cred să spuneți. S-a întâmplat destul de recent. Optat pentru varianta o treime, o treime, o treime și n-ați optat pentru varianta 50-50 care exista propusă de domnul Mică, de pachetul Mică, care era mult mai relaxată în privința... A fost nu numai propunerea acolo, și propunerea în ceea ce am lucrat noi prima dată, tot 50-50. Păi, am avut o dezbatere cu reprezentanții tuturor asociațiilor, autorităților locale,
și au cerut cu adică a venit presiunea politică și au zis, băgați-ne și pe noi să n-aibă și școlile independente. Nu, însă aș vrea să ne gândim puțin. Deci noi transferăm o serie întreagă de responsabilități autorităților locale și este bine ca aceste responsabilități să și le asume în consiliile de administrație. Prin numirea directorului, așa, prin puterea de a numi directorul școlii. Nu numește, nu are puterea. Păi el nu face are o treime. Nu, el nu face decât o verificare de legalitate. Păi nu, dar nu e membru în acel consiliu care numește are directorul. Are o treime, dar două treimi sunt părinții și profesorii. Și dacă se coalizează părinții, doamna, doamna ministru, știți că politicianul e precum gazul, ocupă spațiu și, disponibil imediat. Și trebuie să imediat. Mai adaug deci. Ceva. Concursul acesta se organizează pe baza unor metodologii pe care... O, știm metodologia. Pe... Domnul Miclea vrea să... Da, nu, deci, sunteți trebuie să pornim totuși cu a credibiliza și autoritățile locale și mai ales consiliile de administrație ale școlilor. E posibil să apară și abuzuri, e posibil să se întâmple lucruri rele, dar în felul acesta începem să credibilizăm Consiliul de Administrație al școlii. Bun, domnul Miclea, anul ăsta, întreb altceva. Anul ăsta va da kick, poate, anul ăsta va greși. Bun. Dar dacă greșește și aduce un director slab sau profesor slab, vor veni mai puțini elevi acolo. Vai, și după aceea vor să fie, o să plătească la următoarele lege. Domnul Miclea, ce bine ar fi inclusiv în restaurantele care au mâncare proastă să intre mai puțini clienți și așa nu mai departe. Nu e așa, domnul Ursu? Nu, din păcate. Dumneavoastră merge la restaurante proaste? Eu nu. Vedeți? Nimeni nu merge la restaurante foarte rar. Domnul Miclea, vă întreb altceva. În toată dezbaterea acestei comisii de la Cotroceni, eu n-am văzut să vă fi atins de un lucru, după părerea mea, extrem de important și grav. Și anume, faptul că în toate legile din această țară, la capitolul incompatibilități pentru funcții de tot felul, există derogare pentru învățământ, da? Parlamentarii pot fi profesori, miniștrii pot fi profesori, acum mai nou și funcționarii publici pot fi profesori, da? Asta nu e, de fapt, măsura prețuirii pe care o dăm sistemului de învățământ, adică oricine poate preda, indiferent dacă se ocupă sau nu de catedră, făcându-și și o mulțime de alte lucruri. N-ați avut curaj să vă atingeți de toată această clientelă a școlii românești care căpușează într-un fel sistemul de zeci de ani? Unu, am spus că este o incompatibilitate, cel puțin funcția de conducere într-o instituție de învățământ cu cea de cea publică, la predat nu ne-am atins, doar că am pus o condiție ca cei care intră în sistemul de învățământ să aibă la media anilor de facultate și să fie integralist și să fie media cel puțin 6. Adică să nu lași pe cineva să predea, care de fapt a fost repetent la universitate și el ajunge să predea ca și profesor. Aceasta a fost intervenția noastră. În rest, într-adevăr, nu am abordat această problemă. Doamna Gună vrea să intervină să ne spună ce aș dori să studieze copiii dumneaei și doi, cum evaluați profesorul, doamna? În primul rând aș vrea să menționez că până acum școala era numai a profesorilor. Până faptul că s-a stabilit ca în Consiliul de Administrație să fie și profesori, și părinți sau elevi, în unele cazuri, și comunitatea locală, înseamnă că școala devine a comunității și vreau să încercăm să nu rupem ceea ce creăm noi acasă ca și educație cu ceea ce urmează la școală. Ce și nimeni să nu creadă că noi nu dorim binele copilului nostru. Deci înainte de profesor, înainte de primar, înainte de oricine, noi ne dorim ce e mai bine pentru copilul nostru și atunci consider că e normal să fim implicați, iată, nu numai să contribuim și să finanțăm întreg sistemul, fie legal până tot ce plătim și fie și sub anumite forma unor anumite cotizații sau fonduri. Deci ne interesează și avem dreptul. Ce am vrea să studieze copiii noștri? Este foarte bine că acel curriculum la decizia școlii este decis de Consiliul de Administrație și m-aș bucura ca acest curriculum să nu urmărească numai completarea normelor, Gună, cadrelor didactice. Ce a schimbat dumneavoastră în programa, că nu mi se leagă curricula asta, în programa de clasa 12-a? Ce a schimbat pentru copilul nostru fiind membru în Consiliul de Administrație al școlii? Nu știu, probabil că m-aș gândi... Aveți dreptul să schimbați, nu? Niște materii, într-o proporție parte din mică, conținut? Da? Într-o proporție mică. Să propuneți măcar. Mi-aș dori ca un copil să poată să ia și niște lecții de actorie, mi-aș dori ca un copil să ia și lecții de pictură, de pictură adevărată, mi-aș dori ca un copil să poată să învețe diverse lucruri care îi folosesc în viață sau care îl ajută să se dezvolte. Doamna Gună, concret, dacă așa veți discuta și în Consiliul de Administrație,
Eu mă îndoiesc sincer că se va produce o mare reformă prin intrarea părinților acolo, care văd că dar așa... Dar de ce credeți, dumneavoastră, că părinții reprezintă un sunteți popor bun, l-ați ținut discursuri, doamna Gună, îmi cer scuze, și noastră și Albert ne-ați ținut niște discursuri. Dar de ce aici credeți că părinții reprezintă un popor de casnice și nu pot să hotărască pentru copilul lor? Eu vreau să hotărească, v-am întrebat concret în ședința aia de copilul atunci, Albert, foarte în primul rând mi-aș întreba copilul, ce vrei să faci? Nu? Că e clasa 12. Că l-ați întrebat până acum. Dar știți ce aș adăuga eu aici? Nu, am posibilitatea să-mi exprim punctul de vedere. Eu aș adăuga faptul că în prezența în aceste consilii de administrație îi responsabilizează și pe părinți. Să știți că dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, o să constatăm că o bună parte din părinți s-au derobat de responsabilitățile lor și au aruncat întreaga responsabilitate spre școală și școala n-a avut capacitatea să preia în integralitate această responsabilitate. Deci eu aici îmi pun speranța. Corect. Și atunci vă pun și eu întrebarea pe lângă speranța dumneavoastră pe care o pun în clipa de față foarte mulți telespectatori, ne transmis colegii noștri din regie. Dispar banii din școală? În felul acesta, banii care trebuie dați sub formă de șpăși, sub formă de fond al clasei, sub formă de fond de premiere a profesorului, sub formă de cadouri pentru domnul director și așa mai departe. Repet, sunt niște întrebări insistente, asta și un reproș pe care, vă spun ce ne-au venit până acum pe forumul emisiunii, un reproș în legătură cu faptul că nu există rechizite și manuale în școli în timp ce vorbim despre reformă. Asta sigur că e o chestiune. Descentralizat manualele. Bun. Dar haideți, dați-ne un răspuns la povestea dacă cu mă întrebați care din punctul... circulă prin școli. Da. Sau sincer, dacă mă întrebați din punct de vedere al documentelor normative, răspunsul este categoric. Bun, da. Acolo știm, e interzis. Da? Ok, nu se dar percepe. În același timp, probabil cei care v-au întrebat sunt părinți și atunci eu le-aș... Întrebați și noastră de ce dau. Da, corect. Și ei vă răspund corect. Că și dau fiindcă li se cere... Nu cred că li se cere. Și i-aș îndemna să nu dea niciodată. Doamna Gună, se cere? Se cere pentru că nu putem să facem din școala așa cum este și care de cele mai multe ori se autofinanțează, este nevoie încă de susținere financiară. Ceea ce am propus noi, că această susținere financiară să vină numai de la persoane fizice autorizate, pentru că acele consilii ale părinților manevrează, vehiculează niște bani care nu sunt justificați nici în fața părinților și nici în fața legii. Albert, ești pregătit să strângi bani pentru examenul de bacalaureat, să faci acea chetă destinată profesorilor din comisie, supraveghetorul? Între 1 și 5 milioane, înțeleg că a fost la intrarea. Mercurialul cam așa a mers anul acesta. Nu și sigur nu aș dori să se gândească nimeni la chestia asta, niciun elev. Aș răspunde puțin și la întrebarea de mai devreme. Sigur, mulți elevi din București, cel puțin, vor pe lângă școala pe care o fac zi de zi să mai facă și anumite activități, așa cum le numim noi, extrașcolare, dar care pot fi incluse chiar și în programul școlii, cum ar fi dansuri, diferite sporturi, teatru. Sunt activități care pot face elevul să se detașeze puțin de presiunea aceea care există și asupra notelor și asupra materii de învățat. De înțeles asta, dar de studiat ceva ce simți că nu studiezi acum și ai vrea să studiezi la nivelul clasei a 12. Nu, e clar că dacă... Teatrul e foarte... Îți e alegi, superb să facă teatru. Dacă îți alegi deci astronomie. Studiu, doamnă, nu vă supărați. Noi făceam teatru în timpul liber. La școală. Da, păi asta spunea și Albert, că activitate extrașcolară nu neapărat ca studiu. Doamna Rogalski, ce schimba? Eu vă spun că elevul de astăzi nu mai are timp liber. Dacă vrem să ne referim la evaluările pe care le pregătim într-o formă nouă, vorbeam cu doamna Gună, numim examenul de limba și de literatura română. Și permiteți-mi să vă spun că la oral va fi verificată, s-a spus întâi, competența de comunicare lingvistică, o sintagmă care mie nu spune nimic. Apoi, simplu competența... Să lege două vorbe, doamna profesor. Sigur. Vă traduc eu sintagma asta care nu spune nimic. Să realizeze competența de comunicare. Ce înseamnă asta? Nimeni nu comunică corect dacă nu are o cultură și nu are niște cunoștințe de bază. Există absolvenți de facultate pe care în momentul în care îi ascult sunt agramați. Există miniștri agramați, există președinți de țară care sunt agramați. Prin urmare, la acest examen, în mod sigur, competența de comunicare trebuie să se bizuie pe niște itemi culturali, pentru că altfel nu se va întâmpla nimic.
O altă chestiune pe care vreau să vă spun și sunt convinsă că o să mă înțelegeți, domnul Ursu, nu înțeleg de ce este tratată limba română ca o limbă străină. Limba română nu poate fi cunoscută ca o limbă străină, pentru că ea nu e formată din câteva zeci sau sute de cuvinte pe care le manevrezi mai mult sau mai puțin gramatical. Și iată ce vă citesc eu aici. Și anume, certificate de competență lingvistică la română, limbă modernă și la o limbă străină, conform cadrului european de referință pentru limbi străine. Și în paranteză mi se explică înțelegere, vorbire, scriere. Pentru numele lui Dumnezeu, limba română înseamnă mult mai mult decât atât. Nu se referă la limba înțelegere română. Înseamnă înțelegere, vorbire, scriere. Limba. Doamna Verbo. Limba. Deci limba. Nu o să facem acum. Și permiteți-mi de... să vă spun că și limba străină o înveți, deci, cu adevărat, dacă stăpânești comunicarea exact gramaticală în limba Ursu, maternă. Și cum ați spus și dumneavoastră, noi avem probleme de vocabular, de și de gramatică, sintaxă, doamna, de gramatică. Vergu, de gramatică, și dumneavoastră știți ce veți face? Doriți neapărat că această evaluare de competență de comunicare în limba română, că așa este acum în lege, să fie de fapt de să aibă baza, nu gramatică, ci să aibă baza în literatura grea. Doamna Verbu, stați deci puțin. Deci cum vei putea să vezi dacă acest individ, elevul, să știți că nu mai stăm o frază domnul corect. Domnul înțeles bine. Doamna doctor, doamna Verbu, nu mai stăm din următorul motiv. Mai avem doar două minute și trebuie mai atingem un punct extrem de important. Ce facem cu violența din școli? Ce facem cu tot ceea ce produce urât școala românească? Groaza pe care a ajuns să o inspire unora mersul sau trimisul copiilor la școală, avem soluții în legea asta? Domnul Ursu, vreau să vă spun un lucru. Să știți că de anul acesta vă spun un lucru uluitor. Dirigenția a fost scoasă din programul școlar. Nu. Dirigenția este pusă... Nu, spune doamna. Ba, eu spun da. Este, nu mai este prinsă în orarul școlar, să nu mă contrazică doamna Andronescu. Nu mai e prinsă în orarul școlar. E prinsă în orarul școlar? Nu este, domnul Ursu. Să termine și o să... Ni s-a recomandat să fie pusă în... Cine vi s-a recomandat? Transformăm în personalul ăsta în directorul școlii centrale? Nu directorul școlii centrale, nu. La noi toate comunicările vin de la ISMB și de la Ministerul Educației. Bun. Prin urmare, au deci hotărât vi s-a recomandat. Că se... Nu ni s-a recomandat. În orar, stați să termin fraza, în orar nu mai există ora de dirigenție, ni s-a recomandat să o facem extracurricular, adică sâmbăta și duminica, ceea ce mi se pare o aberație și răspund la întrebarea dumneavoastră. Noi am pierdut din vedere complet educația. Complet. Și atunci violența, că aceasta era întrebarea noastră. Deci dirigenția există, numai că am lăsat la libertatea profesorului care exercită această calitate. Vorbim de manele, vorbim de bătăi. Nu răspundeți la dirigenție. Spuneți-mi dacă pentru acestea... Uitați-vă, eu de exemplu mi-aș dori ca un diriginte să se ducă cu clasa într-un muzeu. Se duce, doamna ministru. Și să fie acolo ora de dirigenție. Da? Să se ducă cu toată clasa într-un parc. Și nu să-și bată să elevii, nu elevii corect. Să-l bată pe profesor, nu elevii să se bată acord, între ei, exact. Așa cum pentru că am avut degeaba, atâtea imagini de groază. Pentru că, de exemplu, ați vorbit de violență, avem o lege, dar iată că mai avem mult până să producă efect. Doamna Mică. Sunt două lucruri care sunt importante aici. Unu, școala semnează un contract cu părintele și în baza acelui contract educațional școala se angajează nu numai să ofere informații și competențe elevilor, ci să asigure și securitatea. Și părintele se uită la contractul acela și deci stabilește poate să impute școlii că nu a asigurat juridic, da? Pentru că e un contract între doi deci parteneri. Poate să dea în judecată școala absolut. Dacă elevul său a fost absolut, bătut. Pentru că e un contract între două părți, semnat care? Și parafat, într-o persoană juridică, școala, pe de-o parte. Bun, și părintele. Doi, este de a interveni din timp pentru a preveni violența școlară. De aceea trebuie făcută intervenția la nivelul educației timpurii. Și de aceea educația timpurie în această lege este extrem de importantă și se bazează pe evaluarea și pe formarea competenței sociale și emoționale. Bun. Educație timpurie, din păcate, noi nu mai avem timp pentru a continua discuția. Să sperăm că reforma nu va fi târzie, însă cea promisă prin legea educației. Note mai puțin umflate vă urăm celor care sunteți în școală și profesorilor de asemenea. O seară bună! Scuză-mă puțin. Da, tată. Care clip? Așa e el, alb negru, nu că n-am avut bani de color, mai zăpăcit. Ai las că te sun eu și așa, te sun 100 de ori pe zi. Pa, pa, vorbim, pa.
Unde am rămas? N-ai avut bani de color. Sună-i mai des pe cei dragi, pentru că acum te abonezi la Vodafone Familia și ai mii de minute în fiecare lună să tot vorbești. Intră în cea mai tare rețea. Merită! Tot în videoclipul ăla, mă, ce-i cu căciula aia pe capul tău, mă? Tu ai un cap frumos, rotund. Vodafone. Intră în cea mai tare rețea. Merită! Opel susține programul Remat oferindu-ți un extra bonus pentru Opel Corsa de 2.700 euro. Opel Corsa de la 7.990 euro cu TVA, primă de casare și extra bonus de mediu incluse. Discover Opel. Pa! N-ai avut bani de color. De ce telefon ai? Nu e așa scump, la ofertă. Abonează-te la Vodafone și ai telefonul Nokia 2700 la super preț. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Sometimes the rain goes and rainbows all that's left. I like my hair on your shoulder. I like the way you smile. I found your seaside in the fall. Jacob Scrânung, puterea Alinta Romei. Ofer sistem de alarmă casă, accept foișor de grădină. Ofer parchet laminat, accept peturi reciclabile. Ofer vină pe plus 1, accept 4 garsoniere. Ofer găzduire site, accept servicii fizioterapie. Bun venit în lumea barterului! Barterpedia.ro. E vremea să-ți economisești lichiditățile. Folosește-ți fiecare resursă utilizând cea mai bună sursă. Barterpedia.ro. Ofer, accept, câștig, deștept. De ce ne alegem președintele dacă nu pentru o Românie mai puternică? De ce să nu-i cerem direct să-i dea țării locul care îi se cuvine în Europa și în lume? Revista Foreign Policy a lansat un proiect fără precedent în România. Construim fișa de post a viitorului președinte. Comentatori, experți și personalități culturale semnează în revista Foreign Policy un memorandum pentru următorul mandat. Intră pe agendapresedintelui.ro și implică-te în dezbaterea pentru o Românie mai puternică. Avem nevoie de obiective clare, măsuri concrete, proiecte finalizate. Citește din 14 septembrie exclusiv în noul număr Foreign Policy România. Ai aflat noul preț pentru baia ta? La Romstal găsești baia completă la numai 899 de lei. Vino în oricare din magazinele noastre și caută noul catalog Romstal. Știm că nu e ușor să-i oferi copilului tău cei mai buni pentru a crește sănătos. Acum ai un nou mod de a te bucura de Danonino. Noul Danonino iaurt la prețul de doar 1,2 lei. Comparativ cu alte iaurturi, Danonino iaurt conține atât calciu cât și vitamina D, care ajută la o mai bună absorpție a calciului pentru ca acesta să ajungă în oase. Încearcă noul iaurt Danonino, accesibil și gustos. Danonino, oase puternice, creștere sănătoasă. Să-ți iei noua Toyota Auris. Doar acum la 12.689 euro TVA inclus. O alegere înțeleaptă. Unde trăiesc urși și panda? Cum pot avea grijă de cățelușul meu? Dar caii, ce mănâncă? Animalele Planetei, prima enciclopedie completă despre animale pentru întreaga familie. Află totul despre fascinanta lume animalelor. Învață cum să fii veterinar. Fă-ți un nou prieten și ai grijă de el. Păstrează fiecare număr în biblioraftul seriei. Animalele Planetei, primul număr la doar 2,99 lei de bani. Acum la chioșcuri, de la De Agostini. Hai să petrecem! Hei, asta da inteligență! Glade Sense & Spray este atât de inteligent încât știe când să parfumeze și când nu. N-a pulverizat. Atât de inteligent! Sense & Spray. Parfumare ultra-inteligentă. Și știi? E de la Glade. Acum 60% reducere la toate aparatele. Perioada în care Neptun face o mișcare completă de revoluție în jurul Soarelui. 164,8 ani terestri. Corect! Lungimea totală a vaselor de sânge din corpul uman. 110.000 de kilometri. Corect. Pictorul, capodoperei, cina cea de taină, aflată în Biserica Santa Maria delle Grazie din Milano.
Nu contează cât de multe știi. Pentru un minim de cultură generală, trebuie să cunoști capodoperele picturii universale și autorilor. Ziarul Adevărul lansează colecția Pictori de Geniu. 14 albume cu cele mai frumoase picturi din lume. Câte 160 de pagini despre viața și